La noi, bună dimineața! Bună dimineața! Și vorbim despre o plantă care ne ajută să ne detoxifiem corpul. Exact, exact. Se numește lipicioasă sau Galium aparine în latină și îi se spune lipicioasă tocmai pentru că se lipește de absolut orice. Ah, deci este... okay. Se pune pe... Da, exact. De ce se lipește? Există, pentru că există, are niște aci acolo, niște țepișori, da. Cu vârful în jos. Cum putem noi să folosim planta asta în beneficiul nostru? În ceaiuri. Să facem ceai? Da, este una dintre plantele care se folosește proaspătă și o găsim doar primăvara. Ok. Atât, pentru că atunci când este uscată își pierde din proprietăți undeva la 60-70%. Marian se găsește... Ce ia să... Da, scuze, era prietenul meu cu care a venit Marian. Era un gândac curitor. Și vreau să-l dau lui Răzvan, ca să știm costumele. Dar se găsește greu, o găsim în curți? Nu, este peste tot. Este o plantă invazivă și o găsim în parcuri, în păduri, absolut peste tot. Și vedem cum crește așa, uneori ajunge și la 2 metri înălțime, în funcție de plantele care se în jurul ei. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil și mergea bunicul la cosit, cred că asta se tot lipea de pantaloni. Exact, exact. O găsești peste tot. Ai dreptate, da. Și vrei să spui că o folosim verde? O luăm așa verde, și o folosim fix după ce am smuls-o din pământ? În ceaiuri, în smoothie-uri, în pesto, în salate, în supe. Deci se poate mânca. Da, este o plantă comestibilă, este o plantă medicinală. E și comestibilă? Da, și curăță foarte mult organismul, mai ales în toate lichidele astea din organism. Este purificatorul nostru de apă din interior. Okay. Faci un test? Da, vreau să fac un test, pentru că nu mă gândeam niciodată. Cam ce cantitate ar trebui să folosim pentru a... Mă gândesc că totuși putem să trecem și măsura. Da, pentru că este o plantă care curăță lichidele, okay. Dacă este folosită foarte des, ne desidratează. De deshidratează. Okay. Deci ea folosită undeva la o cură de o săptămână, două, după aceea pauză. Sub formă de tratament, sub formă de mâncare putem să o mâncăm liniștit, pentru că nu o mâncăm zilnic. Ok, corect. Cred că există specialiști ca și tine în domeniul ăsta care ne pot îndruma ce cantitate să punem noi într-un ceai, cât putem să facem. Ne facem niște formule specializate și unice pentru fiecare în parte, pentru fiecare om în parte, că omul este un organism unic și în funcție Evident. De mediul în care trăiește, ce dietă are, ce stil de viață are și facem o rețetă personalizată fix cu cantitatea ne. Marian, îți mulțumim tare mult! Cu drag! Lipicioasa pe care tataie o cosea se pare că are o grămadă de beneficii pentru organismul nostru. Să ai o zi minunat, ce faci? Ei, o obosit, Mariana, să nu-i faci vânt emisiunii. Să ai o săptămână minunată, weekend fain și, voi. Și te mai așteptăm pe la noi cu alte plante care ne ajută să devenim din ce în ce mai sănătoși. Ce bine, ce aceste imagini din Grecia antică, noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Pauză! Duminică, cea mai veselă gașcă matinală din România, pregătește o ediție cu totul